Stai un pic, gogule, tu ai impresia că dacă cineva mi-a zis, hai bă, fă episod de Crăciun imediat, sac, pac, execut, am eu o față de lache, cum adică, nu să te... Salutare, bun găsit și bine ați venit la episodul special de Crăciun de la Amatorii de Cultură, pe care îl facem cu mare drag și din propria inițiativă pentru voi. Lăsând gluma la o parte, această filmare este făcută foarte low cost pentru că mi-am uitat echipamentul în altă parte și filmăm cu telefonul. N-avem nici microfon, n-avem nici lumină, n-avem mai nimica, totul este foarte, foarte basic, așa că asta este. Dacă cineva se va plânge de sunet, să știe de ce. Oricum, acestea fiind spuse, hai să discutăm despre o tematică festivă și anume icoana nașterii Domnului. Este o reprezentare pe care o vedem pe felicitări, pe Facebook, în biserică, dacă ajungem și acolo. Și am zis că totuși să analizăm puțin toate aceste detalii, pentru că este o reprezentare foarte complexă, o alegorie care cuprinde multe personaje și multe simboluri și atunci haideți să discutăm puțin despre ea. Forță! După cum am spus, este, cred că, icoana cea mai complexă și cea mai alambicată dintre toate câte am văzut în reprezentările creștine. Și o să încercăm să o împărțim, ca să ne fie mai ușor pentru a explica-o, în trei registre, și anume registrul central, registrul superior și registrul inferior sau de jos. În centrul icoanei se află, bineînțeles, pruncul Hristos, care, după cum observăm, este înfășurat într-un giulgiu. Aceste bandaje mortoare ne fac o trimitere la jertfa pe care Iisus Hristos o va împlini mai târziu, și anume patimile, moartea pe cruce și punerea în mormânt. Așadar, icoana nașterii conține de la început o trimitere către sărbătoarea pascală. Pe lângă asta, binecunoscuta iesle, în care se presupune că a stat pruncul Iisus, este în icoană reprezentată de un mormânt sau de un altar creștin. Dacă este un altar creștin, ne gândim la o dimensiune sacramentală. Dacă este un mormânt, din nou e o trimitere spre sărbătoarea pascală, spre patimile lui Hristos și înmormântarea sa. Alte două personaje, să le spunem așa, sunt cele două ființe necuvântătoare, asinul și boul, care se află în apropierea pruncului Iisus. Acum, aici putem să ne gândim și la tradiția, și din colinde, și din poveștile de Crăciun, în care ni se spune că animalele i-au ținut căldură pruncului prin respirația lor. Dar, în același timp, ne putem gândi și la pasajul biblic din Vechiul Testament, în care prorocul Isaia spune că asinul și boul își vor cunoaște stăpânul. Acum, eu nu sunt teolog, deci o să încerc o interpretare, după cum spune și numele, de amatori, însă este o simbolistică chiar și referitor la aceste animale. De ce? Asinul reprezintă animalul liber, animalul care, totuși, fiind liber în aparență, poartă o povară pe spinare. Asta ne face o trimitere la poporul păgân, poporul care nu era evreu, deci ceilalți în afara poporului ales. Așadar, lângă el putem deduce că boul reprezintă poporul ales, poporul evreu, deoarece, după cum știm din tradiția țărănească, boul este un animal care este legat, este tot timpul ținut în frâu, comparativ cu asinul care este liber. Cum spuneam, este liber în aparență. Hristos este punctul de întâlnire între asin și bou, adică între poporul ales, boul, și poporul liber în aparență, poporul păgân, adică asinul. Un alt personaj foarte important, situat tot în planul central, este Fecioara Maria, Maica Domnului. Odată putem să remarcăm lungimea ei și orientarea poziției ei, adică este pictată foarte, să zic, de o dimensiune mare și este pictată într-o poziție care arată ca o diagonală, face cumva unirea între planul superior, între cer și planul inferior, pământul. Asta este o interpretare teologică pe care încerc să o aduc în discuție, deși nu e în expertiza mea. Face referire la un pasaj din Vechiul Testament în care Iacov visează o scară, o scară care unea cerul cu pământul și pe ea se urcau și se coborau îngerii. Teologii, din câte am înțeles eu, consideră că Maica Domnului este această simbolistică a scării din visul lui Iacov, care, la fel, ne aduce pe Dumnezeul întrupat,
și prin aceasta face legătura între registrul lui Dumnezeu, între cer, și registrul omenesc, adică pământ. Observăm această fâșie de culoare purpurie pe care Maica Domnului se întinde. Culoarea aceasta face referință din nou la domeniul regal, pentru că Fecioara Maria este considerată a fi și împărăteasă, mamă și împărăteasă a tuturor, și de asemenea vedem pe hainele ei prezența simbolului stelei. Sunt trei stele, una pe capul ei, una pe umărul stâng și alta pe umărul drept, care semnifică faptul că ea a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după nașterea lui Hristos. Totodată, legat de Maica Domnului, vedem că în multe reprezentări iconografice este pictată ca fiind tristă sau îngândurată. Este o altă referință la patimile pe care fiul ei le va avea de suferit și din nou este o prezență a elementului pascal în icoana nașterii Domnului. Tot în registrul central vedem de o parte și de alta păstorii și cei trei magi. Păstorii sunt din nou reprezentarea poporului ales, poporului Israel, se spune că erau așa personajele autohtone, erau chiar din acea zonă, iar magii reprezentau acei filozofi și înțelepți care veneau din diferite colțuri ale lumii, din diferite zone ale Asiei și Africii. La fel este o referință la popoarele păgâne, care la fel sunt aduse spre centrul universului, centrul tuturor religiilor, care este persoana mesianică a lui Iisus Hristos. Referitor la magi, sunt câteva aspecte foarte interesante care merită discutate. Odată putem să remarcăm că magii sunt pictați fiecare în parte ca având o cu totul altă vârstă. Unul este tânăr, altul este ceva mai adult, intermediar între cei doi, pentru că ultimul este pictat ca fiind un personaj bătrân. Detaliul acesta semnifică ideea că poți descoperi credința creștină, îl poți descoperi pe Mesia, pe Iisus Hristos, la orice vârstă. Este, din nou, o religie unitară, o religie inclusivă care îi primește pe toți, indiferent de zona de unde vin, indiferent de viața anterioară și indiferent de vârstă și alte detalii nesemnificative. O altă simbolistică legată de magi este cea a darurilor, pentru că, după cum știm și din tradiție, se spune că ei au adus aur, smirnă și tămâie. Fiecare înseamnă un anumit lucru și o să încep prin a spune că aurul face o legătură cu regalitatea. Hristos este omagiat ca fiind un rege și de aceea îi se aduce în dar acest metal prețios care este aurul. Un alt cadou, un alt dar din partea magilor este tămâia, pentru că aici deja se omagează partea divină. Tămâia este adusă ca ofrandă sau ca o substanță bine mirositoare în fața unui zeu, în fața unei entități divine, și aici deja ne este evidențiat aspectul și latura dumnezeiască a lui Iisus Hristos în această iconografie, culminând cu smirna, care este un ulei de îmbălsămare și din nou se face o trimitere la sărbătoarea pascală. Aici, ca o mică paranteză, un fel de fun fact, este că în unele reprezentări care nu sunt neapărat din spectrul acesta bizantin, adică nu sunt icoane propriu-zis, ci sunt doar picturi care reprezintă evenimentul nașterii, este reprezentat unul dintre magi ca fiind stai că n-am voie să zic, ca fiind de culoare. Acum, asta o putem vedea în picturi renascentiste, cum a fost pictura lui Hieronymus Bosch sau în picturile lui Peter Paul Rubens, un pictor al barocului. Oamenii din acea perioadă, începând cu Renașterea și, mă rog, perioada ulterioară, au început să călătorească, au început să descopere noi rase ale persoanelor din, să spunem, continente mai îndepărtate, cum era Africa. Călătorile acestea au surprins diferite culturi și atunci, din nou, din dorința de a simboliza integrarea pe care creștinismul o propune, adică toți oamenii sunt chemați la adevărul religios, a fost adus în pictură și în reprezentare magul de culoare. Asta așa ca un mic detaliu. Desigur, în registrul acesta central mai este prezentă și steaua, sau cel puțin raza stelei, această cometă despre care s-a vorbit și în zonele mai puțin iudaice, în zonele iraniene,
și despre care se credea că va fi un semn al vestirii apariției pe pământ a Mântuitorului, a acestui rege mesianic. Am vorbit despre asta și la clipul despre istoria religiilor, despre Mircea Eliade, poți să te uiți. E decent, ar zice. Gogule, deci cred că se aude atât de prost fără microfon, dar îmi pare foarte rău, n-am ce face, treci peste. Hai să continuăm cu registrul inferior. În registrul inferior avem pe dreptul Iosif, pe logodnicul Mariei, despre care putem să observăm că este reprezentat pus pe gânduri. Este un personaj foarte turmentat în această imagine a nașterii, deoarece este adus în discuție îndoiala pe care o resimțea Iosif. Acesta este tulburat, se întreabă, băi, stai un pic, dar femeia asta chiar a născut fecioară și a rămas și după, sau stai, ce se întâmplă aici? Adică el puțin încă este în stadiul ăla de șoc și de, băi, nu-mi vine să crezi, stai un pic așa. Totuși, lângă el, în unele icoane, este un păstor, un bărbat îmbrăcat într-o piele de animal, într-o blană de animal de culoare neagră, care stă un pic așa gârbov de spate. Ei bine, acel păstor este de fapt personajul demonic care vine să-l ispitească pe Iosif și să-i alimenteze îndoiala, zicând, băi, da, să știi, chiar e dubaș, cred că e ceva acolo. Și atunci această alegorie a personajului îngândurat, alimentată de personajul negativ în icoana nașterii Domnului. Mai sunt și ceva femei în imagine, una care pregătește o scăldătoare în care va fi spălat pruncul, alta fiind moașa. Ei bine, aceste personaje nu sunt prezente și nu sunt amintite în Evanghelii, sunt de fapt preluate din scrierile apocrife, din tradiție și au fost aduse în imaginea icoanei. Cam atât despre partea inferioară, mai urmează registrul superior în care îi vedem pe îngeri care vestesc și se bucură de nașterea Mântuitorului și la fel steaua care domnește deasupra pământului, deasupra peșterii și cerul care se deschide cu acele raze de lumină. Asta în încheiere vrea să arate că această iconografie, această alegorie este o complexitate de artă creștină în care sunt surprinse atât personajele lumii văzute, păstorii, magii, Maica Domnului, dreptul Iosif, cât și personajele lumii nevăzute, personajele de origine divină, îngerii și, mă rog, steaua și razele de lumină. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp și zile de Crăciun să vă uitați la un clip de pe canalul nostru. Sper că v-a plăcut. Am încercat să nu-l fac foarte lung și nici greoi și nici plictisitor. Asta nu știu dacă mi-a ieșit. Oricum, amatorii de cultură vă urează sărbători fericite, un Crăciun cu pace și cu liniște, să vă bucurați alături de cei dragi ai voștri și după sărbători, după anul nou, să ne revedem cu clipuri noi, cu teme interesante și să menținem această activitate plăcută, faină, sanchi și cum mai vreți voi și să vă abonați, să dați subscribe, să ne dați un like și mulțumim foarte mult că ne ajutați. Sărbători fericite, numai bine! Ciao!